Și ce cuvânt ne-ați putea da pentru vremurile acestea care vin, Părinte? Dragul meu, nu este un cuvânt decât să ne rugăm. Nimic nu mai salvează sau mai întârzie mânia lui Dumnezeu decât rugăciunea. Acum e timp să ne punem cenușă în cap, de plăge păcatele noastre și a neamului. Ni s-a dat mari bogății, mari valori și noi n-am știut să le stăpânim. N-am știut să fim la înălțimea cuvenită a lor. Și ca și Apostolul Pavel, nu cumva bogăția așa să fie de pe mâinile străinilor. Acum, ca să mai putem avea, să ne mai împăcăm lucrurile cu Dumnezeu, e să ne rugăm tare mult, cât se poate. Că vin și cipurile astea nu sunt fără rost. Asta e un mijloc, când sunt de căderi, de prăbușiri, numai a individului așa, dar a națiunilor. Acum orice condiție vine și spune, o spune în față. Și toate să fie, să petrec, așa sunt toții noștri, foarte evident. Trebuie să ne gândim că, iată mii de vini în mezul nopții, fereșite sluga pe care a aflat pe veghen. Iar nevrenică cel care va avea de revenit. Trebuie să fim atenți și ne izbăvească Dumnezeu de cel viclean. Cum e cel mai evident, de strălmăcirea cuvântacerile în Tatăl nostru. Să ne ferim mereu de cei ce vânează sufletele noastre, spune Sfântul Ioan Gurile Aure. E o vânătoare mare. Thank you.